acum undeva pe o funcție foarte mare și sunt foarte tari, sunt niște staruri în continuare. Ce s-a întâmplat acolo? Ce ați făcut acolo? Ce ați mâncat mai acolo? O să încercăm să aflăm și o să încercăm să vedem ce au învățat ei atunci și este valabil și acum, când totul, aproape totul s-a schimbat față de 1992, când pe strada Zăvileanu 26 era agenția Darcy. Avem un film scurt? Scurt și mic? Am dat pe tare înapoi? Ce-am făcut? Deci, e și cu început și cu sfârșit, asta e, dar cu atât mai tare este faptul că toată lumea vrea să-i bate pe înțelegeți. Cu atât mai mare este faptul că foarte mulți jurnaliști au vrut să scrie despre acest subiect. Eu vreau să vă îndemn sala mai ales, să le puneți întrebări, iar voi, toate microfoanele sunt deschise, din mână în mână așa facem o plimbare, să vorbiți, să spuneți ce simțiți și ce a însemnat Darcy pentru voi. Deci este o școală pentru o generație de publicitari. Spoturi legendare, Doamne, dacă s-ar întoarce vremurile alea, Brutus și Maria, la Honex, Tu faci viitorul, România, Always Surprising. Premii internaționale, primele premii internaționale pentru advertising românesc. Știți, acum e bătaia mare pe premii, întotdeauna a fost. Și să dăm și niște filmulețe. Ne-am pregătit, să știți. Da. Dă mai tare. Dar tu cine ești? Sunt tata. Am contribuit puțin la textul de final. Nu, eu vreau să spun că tu arăți identici la fete ca atunci. Nu mă aplaudați pe mine. De ce aplaudați actorii tot timpul și scenariștii niciodată? Dar Vințarul a fost victima aici, adică... Spot de echipă. Da. Voi veni cu o parte de scenariu, dar am zis, who the fuck are you? Da, da, da. Zis la final, am fost un concurs de autopromo de atunci și ăsta, cred că, nu știu, așa, știi? Nu mai știu. De ce l-am făcut? Am câștigat. Asta sunt de filmele, nu? Mai
avem? Mai avem. Mulțumim, Darcy. Aș vrea, așa cum am spus dimineața, să reușesc și să reușim noi de la Biz, să ieșim de la pensie de la zilele Biz și să ne facă cineva și nouă chestia de asta, cum nebunii mei au făcut ce au făcut la Biz. Dar aș vrea și ceea ce facem noi de azi dimineața este să începem să ne bucurăm de cei pe care avem în jurul nostru, să-i felicităm pentru ceea ce fac și să le ridicăm câteodată mici statui. O sanale, să le spunem felicitări, pur și simplu. Nu e deloc greu, nu ne costă nimic și o să ne ajute să fim mai buni. Cred că în viața de zi cu zi. Dar haideți să se prezinte și vreau fiecare să prezinte așa cum vă place vouă, nu cum mă spune eu cu funcții și așa mai departe. Numele, funcția actuală și ce făceați înainte, mă dați. Mulțumesc, Marta, și vă dați seama că noi hai, poate nu toți, că unii sunt mai tough, dar suntem foarte pe dinăuntru. Pentru că noi, de fapt, nu ne-am văzut de foarte multă vreme și suntem un grosor de emoționați. Și eu personal m-am și întrebat, oare o să fie cineva în sală? Și dacă o să fie cineva în sală? De ce vin oamenii aia, de fapt? Și întâlnindu-mă pe hall cu unul din oamenii pe care nu știu bine de atunci, l-am întrebat pe Petrișorul Baie, pagina de media. Petrișor, ce faci aici? Ești nu mă ocupat, de ce ai venit? Și mi-a dat un răspuns care m-a topit și mai tare decât eram oricum când am auzit vocea lui sunt Petru Șampeni. Deci eu sunt Manela Necula, îți conduc grupul Ogil din România. Nu? O să-i dau cuvântul lui Petrișor. O să spună Petrișor chestia asta. Că nu, eu nu sunt tare să repet. Dar nu-l văz. Unde ești, Petrișor? Uite. Spui tu? Mai târziu. Bine. Iar la Darcy, după ce m-au angajat eu și Alana Berez, m-au dat oane în cociașul să mă învețe meserie, că eu veneam de la Pizza Hut. Și mai mult în spital, da, exact. Și am învățat ce am învățat. Și am fost account. Cam toată viața și cam tot asta fac și acum, să fiu sinceră. Și am fost accountul Conex. Mulți ani de zile. Și după aia am devenit client service director și am ocupat și de alte lucruri. Dar perioada cea mai dragă mie din Darcy e toată perioada în care am lucrat eu cu mâna mea pe Conex. Și mi-a fost îngrozitor de greu să-l dau din mână în clipa în care am luat și alte conturi și nu mai zic mai mult, adică și Davide. Lipsesc foarte mulți dintre noi. Alina Gavrilă, cea care a început departamentul și ne-a adunat pe mulți dintre noi, lipsește. Eu tocmai terminasem geologia și am văzut un anunț în Catavencu. Căutăm art director și copywriter, nu știa ce e niciuna dintre ele. Așa că am trimis niște caricaturi. Făceam caricaturi în reviste de renume mondial, infractori aroz, infractori fără frontiere și infractori cei mai răi din lume, ceva de genul ăsta. Și m-au chemat la interviu, nu știam ce să fac. În prima zi de serviciu mi-am luat rusa de carioci, dar eu eram copywriter. Și am fost copywriter vreo 5 ani, pe care grup creative director. Creative director nu mi-a plăcut, m-am întors grup creative director și am plecat într-o altă țară, de unde m-am întors pentru Next. Am construit departamentul de creație. Eram foarte mulți. Foarte mulți ar trebui să fie în sala asta, cam toată sala asta. Deci să fim cât suntem în sală, să fim pe scenă. Eu sunt Albert, Nica. Pe mine m-a dus Piller la
Darcy și noi am fost înainte împreună la un budic de creație, la Zebra, în Rotterdam. Și el a plecat primul, s-a angajat la Darcy, Calina, așa, și la un an de zile după am ajuns eu la Darcy. Sunt dat director. Sunt de că la început, dacă nu prea aveam calculatoare. Era unul la doi dimineți pe un calculator. Și după aceea succesiv, a fost grup creative director, creative director, am plecat, m-am întors la Darcy și m-am stat, cred că, până aproape de sfârșit. Câteva luni de rând am plecat. În momentul lucrez la Ogilvy, sunt executive creative director. Eu am fost în Darcy 10 ani, cred că cam toți am fost cam 10 ani, nu? Cam așa. Și n-aș fi plecat niciodată, mă rog, mai puțin pompata aia. Cred că e singura dată pe care o știu eu, când s-a închis Darcy, eu n-am mai auzit de nimeni în niciun domeniu să fie un grup de oameni care să plângă efectiv, disperat și smulgându-și părul din cap, că nu vor să se întâmple ce se întâmplă, că nu vor să plece, că nu vor să schimbe, că nu... Noi, la... De clienți și de oamenii din agenție. Deci nimeni nu vroia să se schimbe acel lucru care, datorită vieții capitaliste în care lucrăm și muncim și trăim noi astăzi, se întâmplă mult natural. Dar nu vreau să dăm detalii despre de ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat, ci faptul că am fost o echipă care sincer își dorea să rămână împreună și clienți care sincer își doreau să rămână cu echipele lor. Și ăsta este unul dintre lucrurile pe care cred că trebuie să le învețe mai bine cine face business size, și anume chimia dintre client și agenție sau providerul cu care lucrează pe un domeniu sau altul, că provide idei sau tehnologie nu contează. Dar omul potrivit la locul potrivit, a pune oamenii împreună cu cine se potrivesc ei, ăsta era unul dintre marile talente al lui Ciușa Lona Perez. Ei știau foarte bine să miroasă omul, nu întreba exact, nu vreau să știe că a făcut un milion de lucruri, dar să simtă că se potrivește cu jobul, cu omul, cu cine îi se dădea în grijă să-l crească. Și asta, chimia asta e ce lipsește mie mult de atunci și ce apreciez eu mult când mă gândesc înainte. Am fost account, am făcut BTL, am făcut strategia, am făcut business, am făcut de toate și acum fac și mai multe. Eu sunt Betty de la Darcy, așa cum știe marea majoritate a oamenilor și când am intrat în agenție, Alina n-a vrut să spună cum a intrat în agenție, am intrat într-un loc în care habar n-aveam doar de făcut. Eu eram tânără arhitectă, absolventă de facultate. Știam să desenez foarte frumos. Alina Gavrila m-a luat în departamentul ei de creație, mi-a pus în față o hârtie și un creion și mi-a zis, până mâine ai de făcut două broșuri Always. Cine-i Always? Ce trebuie să fac? Ce trebuie să desenez? Cred că nimeni la acel moment, și vorbesc de momentul 94-95, nu prea știa ce face în Darcy. De fapt, nu prea cred că știa nimeni ce face în această industrie. Motiv pentru care cred că ceea ce a făcut din Darcy, ce a fost Darcy, a fost tocmai pentru că am învățat unii de la alții. Și faptul că am provenit din atâtea locuri, cu atâtea background-uri, cu atâtea culturi, eram toți foarte tineri, timpul nu conta, nopțile ni le petreceam, după cum ați văzut la birou. Cred că, de fapt, asta a însemnat Darcy. A însemnat o motivație să arătăm nouă, în primul rând, că știm ce facem. După care a reprezentat un loc în care noi ne distram. Pentru noi era o distracție. Era o distracție, veneam la birou, abia așteptam să venim la birou, ne beam cafelele, ne fumam țigările, eram prieteni între noi, oricum n-aveam alți prieteni, pentru că eram numai la birou. Și de fapt asta cred... Mai aveam prieteni în altă parte? După care n-am mai avut timp să fim prieteni, pentru că am învățat ce înseamnă publicitate. Și asta cred că a făcut din Darcy ceea ce știți voi despre Darcy.
Faptul că fiecare dintre noi astăzi a ajuns să conducă o companie, că e propria companie sau că este o multinațională, se datorează acestui loc Darcy, care practic ne-a învățat că totul este posibil. Și cred că de aici a pornit fiecare dintre voi și cel puțin prima mea învățătură a fost că nu există, nu se poate. Există numai nu vreau sau n-am chef. N-am spus cum a venit. Ai văzut cum am venit eu, Darcy. M-a luat job pe rest să învăț pe nevastă sa limba română. Și după ce m-am dus la două lecții îngrozitoare cu Alana Perez despre limba română și gramatica limbii române, mi-a zis, vină să recepem noi jos un birou frumos cu niște doamne elegante care îmi luau pe acolo. Nu știu dacă pe tine, nu, pe Oana am văzut-o și pe Diana. Și erau, și eu am rămas așa, eu veneam, eram profesor de engleză la liceul Caragiale. Și unde veneam numai cu șupe de frig, morți de așa. Și au trecut doamnele astea parfumate, elegante pe lângă mine și am zis, ce vrei să lucrezi la noi? Și primul job care mi l-a dat, m-a dus la o întâlnire și a zis, bine, acum tu scrie un call report despre meeting-ul ăsta. Ce-o fi aia? Păi ce să scriu? Păi ce să discut? Și am început să scriu. Call report-ul fiind un document foarte organizat și frumos, curat, scris, în care tot cu bullet point trebuie să pui, până să vă mai știe, ce s-a discutat pe subiecte. Eu, care nu vă seam în viața mea, am început să scriu. Într-o după amiază, la Strapo, pe Sticola, s-au întâlnit spre a discuta cu delicatețe despre ce să scriu o poveste. Deci da, ca să... Da, sunt Valentin Suciu, mă numesc. Am intrat în Darcy în altă perioadă, am intrat în 99, sunt mai, nu știu, în anul, da, preda modernă, numai, a Darcy-ului. Am intrat acolo în momentul în care 99 era cea mai tare agenție de pe piață din România. Eram cu un coleg art director, eu sunt copywriter, un coleg art director, lucram la Amiraticul Islintaț, se numea atunci. Și făceam flyere de Cocorino și ne plictiseam teribil. Și într-un moment de maximă plictiseală am sunat, am făcut rost de un număr de telefon al unui director de creație pe care eu puteam îl chema Hagiu, pe el chema Hagiu. Și am sunat în Darcy, pur și simplu vreau să vorbesc cu Hagiu, Hagiu, care este un om călcat în Darcy la început și un om de creație foarte bun. A urlat pe departament, a urlat după Aina Gavrilă, Alina, sunt doi care vor să vină aici și ne-a dat Aina Gavrilă, ne-a chemat, ne-a dat un test pe care îl țin minte și acum, la un produs, la un medicament împotriva constipației. Ne-a dat un test și numai testului am intrat. În 99 am intrat, în 2002 eram deja director de grup creative director. 2002-2003 au fost niște ani extraordinari cu Liviu, cu Kit, cu Mihai Colipan, pe care probabil că de care să mai auzit. Niște ani în care am făcut Conex, Coca-Cola, tot de campanie extraordinară. Și în 2003 s-a terminat pentru mine. Acum sunt creative partner la o companie nouă, se numește Jazz. Am fost învițată la începutul acestui an și merge foarte bine. Mai povestesc. Nu aveam. Jur că n-aveam când început. Era foarte cinci. Eu mă numesc Mona Opran. Pe atunci mă numeam Mona Ștoibe. Lumea din industrie, da, zisă și Strudel, că era foarte greu să zici Ștoibe. Și eu am condus departamentul de BTL. Pe atunci BTL-ul era ceva foarte grozav, pentru că era o pungă mare în care se băgau toate lucrurile noi. Și toate lucrurile erau noi. Și era totul foarte nou. Și a fost un pic altfel, pentru că nu eram din București, eram single mom și aveam în minte I have to do it, trebuie să răzbesc, să pot să-mi cresc copilul din salariul meu. Și a fost extrem de greu. Pastila de care spuneai tu, Marta, cred că se numea foarte, foarte multă muncă și muncă bine făcută, muncă cu cap și cu suflet. Este locul unde am plâns la birou. Singurul loc de muncă unde am plâns la birou și unde am râs și ne-am învățat meserie. Și cred că este în DNA-ul nostru să întrebăm de 10 ori, dar dacă, să facem spell check,
eram obligat să țin minte cum trebuia să calculăm cu calculatorul sumele din Excel, pentru că dacă Excel-ul nu a fost bine scris, era pe vremea când am zis că o să beau șampanie în momentul în care prezentările mele nu mai sunt corectate cu roșu. Știu că sună un pic fascist așa, dar era o dorință de a face lucrurile perfect sau cât mai bine posibil sau... A fost perioada în care am câștigat 6 piciuri din 6. A fost o nebunie care, mă rog, copiii mei au fost crescuți de copilul meu. David Sper, care spunea că Bill Clinton este apocalipsa, unul care apocalipsei. O nebunie. Dar, mă rog, am rămas cu microbul BTL-ului care, mă rog, eu nu mai gândesc așa acum. Acum conduc Sacensa CX, care inovează pe ce înseamnă consumer engagement. Sigur, brandul îl știu. Mă rog, brandul mi se pare mai mult decât TV. Este mai mult decât TV, este ceea ce fac eu acum, ceea ce cred din tot sufletul. O să vă spun mai multe, dar DARS este un love and hate relationship pentru mine. Oricum, fascinant. Mă mai pasionat. Nu mă așteptam. Mersi pentru emoție. Am acumulat toată emoția colegilor mei dinainte. Da, eu sunt Oana Cociașu, sunt, cred că, veterana veteranelor din acest grup prezent aici. Da, sunt chiar foarte emoționată. Oamenii pe care i-am întâlnit în momentul în care eu eram medic specialist pediatru-oncolog la Spitalul Fundeni, deci un domeniu foarte, foarte serios și foarte, foarte grav și încărcat de foarte multă tristețe, mi-au schimbat radical viața și îmi pare foarte bine și vă sunt recunoscător că ne-am strâns astăzi aici, pentru că mi-aduc aminte cu nostalgie de acele începuturi când Joe și cu Alana, care iarăși cred că tuturor ne pare foarte rău că nu putem să-i avem aici și să le mai mulțumim aici pe a mia oară, chiar dacă în suflet și în gând am tot făcut-o până acum. Le mulțumesc pentru că practic mi-au schimbat viața din toate punctele de vedere. Am învățat ce înseamnă business, pentru simplu motiv că știam să vorbesc bine limba engleză și că, mă rog, arătam bine parfumată și elegantă, cum zice Alina, deci am bifat niște calități necesare pentru a fi un account bun. Au zis, ok, ești doctor, ai ceva cunoștințe așa de comunicare, vorbești bine limba engleză. Uite, de acum înainte te ocupi de clientul Colgate. Ok, clientul Colgate, știam că face pastă de dinți și am început să ne gândim ce face cu clientul Colgate, ce reclamă face clientului Colgate și cum ajungem noi să punem pasta de dinți pe piață ca lumea. De aici a început o întreagă epopee, pentru că practic s-a filmat prima reclamă pe film din România. Nu știu dacă sunteți foarte tineri aici, nu cred că ați prins-o, cea cu ou și cu ciocănitul în ou. La peșteră, a înghețat toată lumea la reclama respectivă, la filmare, dar mă rog. Cert este că una peste alta, Darcy, pentru toată lumea prezent aici, a reprezentat o schimbare majoră. Dar a fost o relație de love and hate, așa a fost, și între noi, și între noi și Joe și Alana. Din fericire pentru noi, relația cu clienții a fost mai mult de love, pentru că toată lumea, într-adevăr, a plâns după ce Darcy n-a mai fost. Și încă suntem fericiți că ne-am regăsit clienții și au venit după noi care pe unde ne-am dus, ceea ce iarăși este o bilă foarte, foarte mare pentru toată școala DARSI. Încă o dată mulțumesc tuturor că ne-am strâns aici și zilelor biz că ne-a adunat aici cu toți. Numărul meu este Cristian Buntanu, acum sunt managing director la TVPA. Pe vremuri eram copywriter la DARSI și tot așa mă numeam. Nu. Am fost cel mai puțin la Darcy, toată lumea care în seara asta aici, trei ani, dar ceva am fost asta. Pe n-am impresă, am venit la dilema acolo. Când m-au căutat cei de la Biz și mi-au zis de întâlnirea din pe masa asta, un lucru mi-a venit în minte prim. Și anume că, într-adevăr, nicăieri, cum l-am mai fost de atunci, n-am găsit un loc unde să muncească atât de mult cum se muncea la Darcy. Adică, dacă stau acum să-mi amintesc de vremea aia, am senzația că de câțiva am luat un trachiu. Fiindcă
mi-au venit multe lucruri în minte din anii aia și țin foarte bine minte că am plecat marți la birou și am ajuns joi noapte acasă. Deci am dormit două nopți acolo, n-am dormit, de fapt am dormit deloc. Și am adormit într-o lepuz și m-am dus până la capăt și m-am trezit la capăt într-o lepuz și am nevoasă. M-am prins unde sunt și am mai luat în apă odată. Până am lăsat acasă. A fost foarte special și inclusiv pentru un junior așa. Junior copywriter. Și dacă ai senzația că tragi chiulul, chiar tragi chiulul. Nu munceai ce... Nu erai dintre cei care muncea cel mai mult. Îți pot acum, da? Pe un fotor. E adevărat. Dormeai, nu munceai. Da, și ok. Să înțeleg că erați într-un loc în care vă călăreau oamenii aia cât puteam. Da? Deci de care eram singur, că chiar am venit. Asta te da. Să spună, nu, să spună nimeni, să spună nimeni. Spune nu să era spiritul, dar nu vreau să vă cenzurați deloc. Vreau doar să vă întâlnesc. Deci, munceați cât puteați. Erați un pic la spate. Vi se spunea că e bine, că nu e bine, făcea corectorul cu roșu. Așa fac și eu cu ai mei, da. În fine, important este ce s-a întâmplat la Darcy a fost sau ține de generații? Credeți că dacă s-a întâmplat astăzi, s-a mai întâmplat la fel? A fost un moment în care era la început publicitatea? Care ar fi explicație? Se mai muncește în agențiile de publicitate așa, acum? Pot să... Vă rog să intervin. Pot să, Alin? Cred că momentul de atunci ne-a prins pe toți într-un T0 în general în viață și pentru niște începuturi și pentru că ați văzut toată lumea prezent aici provine din niște domenii total care n-au nicio legătură cu publicitatea pentru că nu exista publicitate pe vremea respectivă. Momentul ăsta cred că fiecare dintre noi încercăm să-l recreăm acolo unde suntem. Și câteodată suntem așa puțin dezamăgiți că nu mai descoperim în generația tânără care vine acum, această dorință de a sta, de a învăța și de a te perfecționa și exigența de a face lucrurile 100% perfect. A fost un moment foarte de entuziasm și de euforie generală pentru toată lumea și cred că asta ne-a purtat așa ca un val și ca o aripă pozitivă înainte. Eu pot să văd o perspectivă creativă, atunci nu am deloc perspectiva de business și eram un copywriter care vreau să fac pur și simplu o creație. Darcy era o insulă în România atunci, din cauza oamenilor în primul rând. Era o insulă pentru că nu aveai ca unul care face se pregătește pentru comunicare sau care vrea să facă comunicare, aveai foarte puțină alternativă. Cinemaul nu se dezvoltase, cel puțin atunci, în 99, când am intrat eu. Videoclipurile, dacă uitați la videoclipurile din 98, Neformațiile românești sunt un spectacol, nu existau locuri unde să ai atâtea resurse la dispoziție să faci comunicare. Și dintre toate locurile din România, Darcy era cel mai cool. Era un puști care vrea să mergă într-un cool. Am urcat într-o cămașă Brainkov și aveam tungă la pantalon când am intrat în Darcy. Era un mega... Și o mască. Și era un mega, mega entuziast să descoper oameni care ascultau Drone & Bass în 99, mi se părea ceva extraordinar. Acum care ieșeau cu un an înainte, undeva în Germania, le ascultam acolo, se vorbea de branduri, erau îmbrăcați foarte, foarte tare. Și era un loc care te provoca să, cel puțin pe mine, m-a provocat să stau în el. În 2018 am avut s-a născut băiatul meu și programul meu zilnic, neimpus de nimeni, era să mă duc la 9 la birou, să mă întorc la 7 la birou, să spăl copilul și să mă întorc la 8 la birou și să spăl la 3 noapte la birou. Și în tot timpul ăsta făceam campanii, ne distram împreună, jucam Quake de nebuneam, Quake 2, dacă mă duc aminte. Dar în sfârșit am întâlnit toate Quake-urile și stăteam acolo pentru că efectiv ne plăcea să stăm. Ne hrăneam unii pe ceilalți, era foarte un schimb de informații între noi și o competiție extraordinară. Și ce definește pentru mine departamentul de creație din Darcy și managementul Darcy? Deci o ambiție foarte mare
Și o prietate foarte mare. Eu cred că dacă mă întrebați pe mine, asta a fost secretul Darcy, erau niște oameni ambițioși și curioși. Peste asta se pune, în sfârșit, talentul fiecăruia și... Dar eram foarte, foarte curioși. Nu ne-am lăsat eu, cât am stat în agenția aia, n-am stat. Nici o clipă, n-am stat, efectiv. Și nu era cineva cu bici în spatele meu sau cineva care vrea să mă... Pur și simplu vedeam oportunitatea în fața mea și mă duceam pe ea. Dacă era Facebook, stăteam pe Facebook? Ha, probabil că da, pentru că Facebook e și un instrument de informare. Cred că tu vorbeai de ingrediente de curiozitate și de ambiție și de asta. Cred că e o lecție foarte importantă care trebuie înțeleasă și în ziua de azi cu atât mai mult. Cu atât mai mult cât avem Facebook și democrația este la un alt nivel de explozie interplanetară și ne omoară pe toți. Și ingredientul ăla era un leadership. Și mie îmi plac cuvintele concept, ceea ce a scos din minți pe multă lume, inclusiv cu empowerment-ul de la Conex. Da. Dar leadership-ul în Darcy este un ingredient absolut esențial. Și el se cita la nivelul liderilor agenției, adică Josh și Alana, în sensul că nu că ei erau șefii, ci că ei știau, înțelegeau unde trebuie să se ajungă și care erau standardele alea pe care trebuie să le atingi, pe care noi, cel puțin la început, nu le înțelegeam, nu le știam, dar trăgeau de noi și noi descoperam făcând că dacă faci un lucru în felul ăla, puțin mai mult, stai, îl faci de 3 ori, te enervai, câteodată nu-ți plăcea, câteodată te înjurau, câteodată înjurai tu pe altă și așa mai departe. Dar văzând satisfacția de a vedea că ceva iese excelent, lucru care nu mi se mai întâmplă atât de des să văd în jur că iese, era motivația cea mai mare pentru noi, că ne-am învățat și cred că faptul că erau americani are mult de a face cu asta, apropo de Uniunea Europeană în care cu onor slujim, just do it. Fă-o, vezi cum e, te descurci tu. Eu m-am asigurat doar că ai un creier în cap, că ești sănătos, că ești tânăr, că ești dornic de muncă și că ai ambiție. Fă-o, ia-o pe drumul ăsta și vei ajunge unde trebuie. Și chiar așa era. Iar ei cultivau în noi dorința asta, curiozitatea asta de care vorbea Vali. Josh și Alana erau tot timpul lângă noi. Nu ca să nu interesau pe ce am mâncat la prânz sau ce am văzut la televizor sau... Dar povesteau lucruri, făceau lucruri împreună cu noi, stăteau de vorbă. Lucrul ăsta rar îl mai face un șef astăzi și rar te încurajează un șef astăzi să explorezi lumea din jurul tău. Pentru că tu dacă ești un sărac, dacă tu te duci de la serviciu acasă și te culci ca un bou și te scoli ca un bou, vei fi un bou și în ceea ce faci la bine, mai ales când ești într-un domeniu creativ. Dacă tu nu ai o viață bogată, dacă tu nu ai experiențe bogate, la noi era tot timpul muzică, de exemplu, că ziceai tu, la noi în birou bubuia muzica, tot timpul. Așa e și acum. În Darcy? Eu vreau să zic o frază pe care ne-a spus Alana, un client service trebuie să fie interesat și interesant. Și e o frază foarte simplă, dar dacă stai să te gândești, însemna în fiecare clipă să te uiți ce se petrece în jur, să vezi, să mergi pe stradă și să înțelegi lucruri și de asemenea să ai o cultură generală, să poți să entertain clientul în, cum spun eu, nu în modul gross, ci să știi despre business-ul lui și despre viața de zi cu zi. Și cred că undeva conceptual, noi facem business pentru oameni, suntem oameni care lucrăm cu oameni pentru oameni, ori dacă nu înțelegi ce cu oamenii în general, atunci nu ești pentru jobul ăsta. Și asta era cumva din perioada, în fiecare discuție și în fiecare lucru care se întâmpla asta. Eu vreau să spun cu două puncte la întrebarea ta. Unul, cred că e un sistem care se autocurăța, adică oamenii care nu aveau rezistența, curiozitatea, pasiunea, nu rezistau pur și simplu plecau. Deci nu, era un sistem bun, care nu permitea oamenilor nebuni să rămână. Lucru care acum nu cred că se mai întâmplă atât de ușor, cred că s-a cam instituționalizat și meseria noastră și suntem mai indulgenți. Și cred că clienții sunt mai indulgenți, de asemenea, să vă rog cine este client aici să nu mai fiți atât de indulgenți, nici cu voi, nici cu noi. Și doi, erau foarte multe lucruri noi, adică noi vorbim acum, nu știu, branding entertainment, adică emisiuni TV în care plasăm produse.
fain. Noi le-am făcut acum nu știu câți ani în emisiunea Mihaela Rădulescu, care arăta inimioara de aur la televizor, pe care o poți câștiga cu Moiana și Iacob. Dar care era acum 100 de ani. Și acum o numim frumos, o catalogăm și o prezentăm în seminar. Sau content generated. Și era, și vorbim despre campanii sunt care sunt create cu ajutorul oamenilor, minunat. Am făcut care, dar nu, viitorul sună bine și urmarea era tu faci viitorul și erau acele autori mari cu post-it-uri. Dar noi nu ne numeam nici cum atunci, erau lucruri care erau minunate, aveau un bun simț fantastic. Programul Always, nu știu dacă știe foarte multă lume, de mine e foarte drag, este deloc sexy, de nu e niciun, nu este de soviet advertising, dar este cel mai serios program educațional despre pubertate din România, care atinge toate fetele din această țară și care a durat, noi l-am creat, noi l-am gândit, l-am executat în România 7, 8, 9 ani, el merge în continuare, așa că vă gândiți, fata mea a fost, a venit acasă cu punguța Always, pe care au fost din în creație și care a produs o medie acum nu știu câți ani și pe care eu am moderat-o sau pe care am supervizat-o, este incredibil. Am deschis biroul în Macedonia, în Bulgaria, apar n-aveam în ce era să deschis business în Macedonia. Dar s-au făcut pentru că așa era și asta, cred că spiritul acest nou și nou și ce se întâmplă acum cu noi, spiritul nu a murit. Pentru că nu pot să reinventez roata de multe ori, dar acum vorbim de mobile marketing, acum vorbim de oareva ce vorbim noi, puntele noastre minunate ca manager și director și antreprenori, spiritul a rămas. Și cumva, poate sfatul meu către cine dorește să-l asculte este fiți interesați și fiți interesanți. Asta e... Și cred că a dispărut un pic curiozitatea. Deci curiozitatea astăzi probabil că a fost substituită de celelalte lucruri, ca Facebook-ul. Noi nu aveam locuri în care să ne petrecem atât de mult timp. Noi nu aveam atâtea la îndemână câte aveți voi astăzi. Noi încercam să facem din nimic ceva fabulos. Eu, ca producător al firmei Darcy, eram într-o poziție destul de stranie, pentru că creatorii veneau cu tot felul de cerințe pe care, tehnologic, România nu era pregătită să le execute. Și eram într-o poziție și într-o postură în care spuneam că nu se poate. Și totuși era împins să demonstrez că nu se poate. Am început prin a spune că ce am învățat eu în Darcy este că nu există, nu se poate. Într-adevăr, nu există, nu se poate. Indiferent despre ce vorbim. Există, nu vreau, n-am chef, n-am timp, orice, dar nu există, nu se poate. Să știi că e la fel și acum în producție, nu se poate. Da, nu mai știu cu cine am împărțit amenda de la DU când am produs un spot care se refăcea de 7 ori, că mai vrea clientul puțin ceva, noi făcând 2 spoturi pe săptămână timp de 3 ani. Și 3 spoturi, 3 printuri și tot așa pe săptămână timp de 3 ani. Și la un moment dat a apărut un spot care se prezenta o promoție care începe pe 31 octombrie și se termină pe 1 noiembrie. Sau... Așa. Ceva. E, în momentul ăla în care prezentam promoția asta, care de fapt spuneam că nu există, costurile de producție ale acelui spot s-au împărțit frumos de către Joe Perez între toată echipa care a lucrat pe spotul ăla și a scăpat din mână prostia. Accountability-ul, faptul că știi întotdeauna că de vină nu e un comitet, de vină este cineva, o persoană. Fiecare trebuie să înțeleagă că a greșit, să plătească, să înțeleagă o lecție din asta și să treacă mai departe. Faptul că ți s-a acordat dreptul să greșești, nu era o tragedie că ai greșit, dar trebuie să înțelegi că ai greșit, să plătești pentru asta și data viitoare pe pielea ta să mai faci sau nu. Da. Mă rog, fiecare a plătit ceva, asta vreau să spun. Ce văd eu în jurul meu astăzi e că se întâmplă greșeli sau se întâmplă eșecuri, toată lumea e dezamăgită, toată lumea dă cu vina pe celălalt, dar nimeni de la Parlament și până la ultimul junior într-o agenție, nimeni nu-și asumă, nimeni nu e pedepsit, nimeni nu învață nimic și cu toții mergem așa într-o baltă de vină generală și de dezamăgire generală. Ține de șira spinării a liderului fiecărui loc, să știe să bată și cu biciul, să laude,
să pupe, să dea bani, să ia bani și să simtă fiecare că ce face contează. Da, Alina are dreptate. Existau și momente de genul ăsta în care probabil plăteam pentru greșelile noastre. Ce e foarte interesant acum, aducându-mi aminte, că cumva acceptam greșelile și acceptam să plătim. Niciodată nu. Și asta cumva, să cred că ne-a intrat în ADN. Și ține foarte mult de o idee foarte simplă vis-a-vis de ce se întâmplă cu toți oamenii de la Darcy, și aceea că nu, chiar ne plăcea publicitatea. O să vi se pare stupid, dar de ceva vreme încoace, motivele pentru care oamenii intră în publicitate nu sunt neapărat alea care trebuie. Deci noi chiar eram pasionați de lucrul ăsta, așa cum spuneam și Vali, aveau momente de curiozitate, de muncă îndelungată, etc. Dar chiar eram pasionați de ceea ce facem. Chiar nici nu acceptam să facem altceva. Și cred că cele mai multe încercări de a merge în alte direcții s-au dat cu eșec și ne-am întors inevitabil tot la publicitate. Iar vis-a-vis de lideri și de adevăr, nu mai există genul ăsta de lideri în industria noastră acum. Mai ales, și-o să dau un detaliu interesant, genul de lideri care coboară picioarele goale cu un pahar de vodcă în mână și te întreabă ce ai făcut pentru clientul X. Asta ca un detaliu. Da, Alan. Alan, cum? John. Nu. Da. Și în general... Avea cămașa, papa, ea. Da, ambii erau niște personaje. Nu știu dacă împreună între voi și amintesc, dar eu iau cel puțin pe John foarte bine minte. Era foarte la modă, chiar că acum ar fi și mai la modă, că era singurul om care nu purta ciorapi iarna. Deci, totdeauna era cu niște papuși de barcă și fără ciorapi. Și avea un stil așa. Era foarte Tarantino, așa, dacă puteți să vi-l imaginați. Avea multe inele pe degete și un aer șarmant așa de cubanez, care încă se ține bine și avea cât am, 50 de ani. Și spunând toate astea, nu e de mirare că cei mai mulți dintre oamenii care au lucrat la Darcy cumva au rămas cu sentimentul ăsta și cu dorința asta de a face lucrurile mai bine, de acea curiozitate de a încerca lucruri, de a reuși, din orgoliu, din orice altceva. Și după cum și Marta spunea, că cei mai mulți dintre noi cumva ne-am desimilat așa de toată piața de publicitate. Și acum îi dau un alt desimilat de la Next. Da, cred că nu erau multe locuri și atunci oamenii se concentrau în cele câteva lucruri de se putea învăța. După care, prin 2003, s-a schimbat totul. A crescut foarte mult industria și au apărut foarte multe agenții. Nu, Liviu, noi am plecat acolo, de aia s-au dezvoltat. Nu, s-a dezvoltat și cererea. Adică foarte multe proiecte, foarte mulți clienți și cumva a fost prea mare cererea pentru câți oameni erau. Și cei care au plecat din Darcy au plecat ca șefi. Cei mai mulți sau proprii lor șefi, au trebuit să angajeze oameni care nu erau neapărat pregătiți și nu erau antrenați sau instruiți undeva. Și așa s-a diluat încet, încet toată pasiunea și toată dorința de a face totul perfect. Angajând oameni, că te grăbești, că vine clientul și cere până mâine ceva, trebuie să faci compromisul și uite așa, s-a stricat foarte mult industria. De-aia ne lipsește foarte mult. Ok, hai că vreau să răspund totul mai departe. Pun eu o întrebare și apoi vă invit să întrebați, dar chiar vă rog să întrebați și să nu rămâneți întrebările fără să răspundeți la microfon. Erau clienții mai indulgenți sau mai răi atunci? De ce erau spoturile mai bune? Deci trebuie să răspund eu. Erau de tot felul. Erau și mai deștepți și mai proști. Și puteam să-i convingem într-un fel. Ce erau și un nume care ne-a vrut să-i convingem.
nu cred că sunt foarte diferiți față de clienți din ziua de astăzi. Din masa. Așa se întâmplă și în prezentări. Cel puțin pentru o parte dintre ei, aici e foarte ciudat, că sunt foarte mulți clienți pe care îi știu de atunci, și care erau poate în poziții de middle management sau chiar și mai înalte. Inevitabil, cei mai mulți dintre ei sunt ori conduc o companie foarte mare, ori au plecat din țară și conduc regiuni întregi. Sau și-au deschis niște business-uri care sunt foarte profitabile și unice pe piața românească. Cred, dintr-un anumit punct de vedere, că aceeași pasiune și genul ăsta de a promova și a reuși să faci ceva cu un anumit brand, cred că era o chestie care se regăsea și în rândul clienților, cel puțin cei români. Nu cred că coreenii. A urmas la fel. Eu aș vrea să întreb, m-a avut o surpriză mare când am intrat aici. În sală era primul meu client, Filip. Și n-a plecat încă. Și tu ce credeai despre noi când te-ai trezit? am plecat la fost. Nici eu nu știam ce să cred, că eram în aceeași căbuță cu toții. În biroul cu care am fost o toaletă, dacă mai ții minte. Nu, biroul meu era o fostă baie, nu toaletă, era baia ta mucată. Da, și ce puteam să înțeleg eu când agenția mea m-a invitat la un meeting în fostă baie? Dar partea cea bună a fost că acelea au fost zilele, într-adevăr, în care dacă te duceai la școala de marketing și învățai tot ce se putea face, deși aplicai tot ce se putea face în materie de marketing, se făcea atunci și cu cine puteai. Asta e. Și atunci, cu asta am rămas. Cred că am învățat foarte mult unii de la alții și am mers mână în mână până la capăt și am avut încredere unii între alții. Cătălina a fost clienta noastră, cu care am experimentat foarte multe lucruri cu Manuela și a fost alături de noi și iarăși mulțumesc și pentru încredere, pentru că am putut să facem niște lucruri care nici noi nu credeam pe vremea respectivă că se pot face în România. Dar uite că le-am făcut și a fost foarte bine. Exact. Și ai venit după noi astăzi aici, vezi? Mie mi se pare că oamenii de marketing sunt diferiți astăzi față de meu atunci, dar mi se pare că nu-i vină doar. Adică, pe primele oamenii de marketing mi se pare că erau mult mai deschiși, la fel ca și mai învățau ceea ce învățau meserie și ei. Stăteau pe alte bugete. Mi-aduc aminte povești de genul ăsta, că în început când se lansau, că era o perioadă în care se lansau telefonia mobilă, era o deschidere imensă. Nu știu cine mi-a spus că am început la Conex, frigiderul era plin. Și aveai tot felul de lucruri, după vreo 4 ani la lansare mai erau doar Coca-Cola, după 6 ani la lansare erau doar pe plată. Deci acum evoluția banilor care se investeau în acea companie era reflectată în frigider. Dar erau mult mai deschiși pentru că era o industrie care era în dezvoltare, stăteam pe alte bugete. Oamenii care intrau atunci în marketing erau toți cumva făcuseră școală, sub vechiul regim și treceau cumva, au trecut practic în ce s-a întâmplat în deschiderea asta, erau cu mari speranțe despre ce s-ar putea întâmpla cu viața lor și despre unde ar putea să ducă. A fost un moment unic în istoria țării, nu știu, în istoria recentă. Alte așteptări și noi și ei și da. Toată lumea deci era, cumva, universul era al nostru. Ești într-un regim, ne duceam în alt regim. Și aveam o stare extraordinară, noi ca oameni. Deci era și acel moment pe care voi, cei tineri noastre, voi v-ați, erați mici atunci când s-a întâmplat această schimbare fenomenală. Și exista o energie extraordinară pe vremea aceea. Eu nu cred că oamenii de marketing de azi sunt mai proști, fundamentali sau de vedere uman de ritualitate, sunt oameni și ei. Sunt altfel formați,
sunt mult mai temători din punctul meu de vedere, sunt mult mai bine instruiți unii dintre ei, adică știu mai multe lucruri decât știu oamenii de marketing de atunci, ceea ce funcționează uneori și potriva lor, pentru că nu își asumă riscuri. Cred că au un job mult mai greu decât jobul care l-aveau atunci. Sunt mult mai puși la zid de către propriile lor corporații, de către bugetele, de situația din piață și așa mai departe. Deci nu mi se pare că e vina lor, că ei în momentul ăsta sunt temători sau că nu mai variază pe creativitate și asta e speech pain, nu cred. Era ceva ce azi întâlnim din ce în ce mai rar și cred că prețuim din ce în ce mai mult, tocmai pentru că nu mai întâlnim. Clienții de atunci știau să spună mulțumesc. Deci munceam de ne venea sângele pe nas, aveam rezultate, ne mulțumeau și ne apreciau și ne făceau să fim parte din echipele lor și de-aia treaba mergea foarte bine. Nu eram neapărat supplierii care am devenit astăzi. Chiar dacă nu vrem să acceptăm, cam așa e privită industria noastră azi. Furnizor că supplier sunt în parte. Cred că mai e un lucru care o vreme mai adevărat și anume că industria asta noastră este încă una tânără, la modul că n-a ieșit nimeni la pensie din publicitate încă, nici tataia. Ieșim noi. Deci, nici colegul nostru tataia n-a ieșit într-o pensie, da. Deci, în România, după părerea mea, știi cu toți, există companii în care ești promovat de multe ori, nu din cauza că ești cel mai competent, ci pur și simplu din cauza că ești vechi. Asta este unul dintre motivele pentru toate companiile de stat, pentru că sunt criteriul în care ești avansat pe China. Poți să fii briliant dacă ești de două luni acolo, te va fi mențat. Asta e și unul din motivele pentru care mulți din clienții de atunci astăzi ocupă poziții importante din diferite structuri. La fel în multe agenții, cred. Deci, pur și simplu, vorbim de o generație spontanee de acum 10-15 ani, care s-a născut director de creație sau care s-a născut director de client service, trebuia să fie cineva și trebuia să aibă poziția asta într-o agenție de pe vremea aia. Anii au trecut și, după părerea mea, oamenii care au venit din urmă astăzi sunt mai buni decât oamenii de atunci. Fiindcă nu mai există generații spontane. Foarte mulți din cei care intră în industrie știm foarte bine în ce se bagă. Da, calitatea învățământului s-a cam dus de râvă. Dar lucrul ăsta s-a întâmplat în toate statele. Și există o falie, de fapt, mult mai mare între cei care se duc la școală degeaba și cei care se duc la școală cu adevărat să învețe ceva. Și cred că cei care se duc la școală să învețe ceva sunt mai smart, sunt mai expuși la tot felul de lucruri și vin din urmă cu o putere mult mai mare decât am făcut-o noi, tocilarii de pe vremuri. Și am văzut chestia asta în România, am văzut multe țări. Deci părerea mea este că sunt multe, multe motive pentru care atât în agenții, cât și în departamentul de marketing de la clienți, oamenii de atunci ocupau poziții importante. Mulți dintre ei erau buni, alții, fiindcă pur și simplu au căpătat vechime în timpul ăsta. Am fost mai negativ. Da, nu știu dacă sunt neapărat mai buni. Adică, într-adevăr, au mai multe locuri unde poate să învețe și asta îi face mai competenți ca knowledge. Dar le lipsește the right priority. Niciunul dintre noi nu a venit în Darcy pentru bani. Nici unul nu și-a mai venit în Darcy, nu cred, nu știu, poate eu. Nici unul nu a pus ca prioritate banii. Pe când în generațiile de acum, întâi te gândești ce o să câștigi și ce o să obții și în al doilea rând ce poți să dai pentru asta. Ne-am stat acolo ca să învățăm și să facem lucruri. Apoi banii. Da. 200 de dolari? Numai ceva poți să zic, Davide. Dar să nu fim ipocriți. Nici unul dintre noi nu s-a dus în Darcy după bani. Toți am fost foarte bine plătiți în Darcy și am livrat pe măsura banii. Hai să dăm și microfonul în sală. Am stat 2 ani cu 200 de. Dacă aveți întrebări, să îndrăzniți. Eu 180 și ziua de azi. Am cam. Aveți întrebări? Eu sunt din noua generație de clienți. Vă știu din povești, sunteți legende. Da. Și cred că, într-adevăr, reprezentați vârsta de aur a publicității, dar și viitorul ei.
Văd și un pic că simțiți ceea ce se întâmplă în piață ca și nivel de asumare de risc și noi simțim ca și clienți la fel. Ceea ce mă interesează pe mine este să știu ca și client ce trebuie să fac ca agenția să mă iubească atât de mult încât să-și părăsească familia, să stea nopții în șir și să-mi facă mie ceva ce nu s-a mai făcut. Cine vrea să începe? Declarația asta de dragoste a agenției înseamnă foarte mult pentru un client, pentru că știi că o să facă ceva ce, mai mult decât ceea ce aștepți tu. Adică o să meargă acel extra mile. E foarte important să știi să-ți stimulezi agenția, să o duci într-o direcție, să nu o lași în ceață, să nu o bați fără motiv și să nu te bași peste competențele ei, să-i respecti competențele. Ceea ce foarte mulți clienți nu știu să facă. Deci, ți-am dat să faci un job pe care mă intru cu bocancii plini de noroi peste layout-ul tău și încep să schimb fonturi, încep să schimb tot și să... Practic, eu lipsă de respect față de ce știi tu să faci. Clienții cei mai inteligenți sunt aceia care respectă competențele agenției și le mulțumesc agenției și apreciază efortul ei. Dau ghidaje atenți la sensibilitățile oamenilor. Pentru că în momentul în care intri peste un om care a lucrat 15 ani în design și te apuci să schimbi ceva acolo, un ceva care el credea că e foarte bun, ai stricat deja designul și ai început să-l demotivezi. Deja la a treia revizie s-a terminat. Nu mai lucrează cu pasiune. S-a terminat. Trebuie să știi să stimulezi agenția. Nu. Dar să știi că, nu știu, nu cred că vorbesc doar în numele meu. Noi nu ne iubeam clienții, dar îi respectam. Și ei pe noi. Ei vă iubeau. Nu știu că nu știu. Mulțumim, dar nu știu. Da, ne respectau, asta e sigur. Și noi îi respectăm. Dar Bogdan, nu știu dacă vreunul dintre noi a iubit-o vreodată. Da, hai să nu răspund. Chiar eu m-am auzit de la cei din middle management, numai lucruri bune despre voi. Mulțumim. Cred că e vorba de încredere. Și cred că trebuie pur și simplu să stabilești cu agenția cu care lucrezi o relație de bazată pe încredere. Și să o tratezi ca și cum ai fi într-o relație mamă-copil. Îl stimulezi. Îl stimulezi și îl bidonezi în direcția în care vezi că se dezvoltă frumos. Și atunci o să ajungă foarte departe. Dacă te și iubește între timp, este... Mai simplu e să schimbi agenția. Eu aș spune altfel. Pe lângă ce s-a spus aici, au o altă variantă, și anume onestitate. Există momente în care ar trebui, poate clienții să spună nu știu, sau să aibă curaj să admită că este un fake brief doar ca să dea bine în fața șefului, sau cu șeful împreună în fața bordului, nu știu. În momentul în care există onestitate, lucrurile merg mult, mult mai bine împreună. Și poate dai și încredere și dai și respect și mai departe. Mie mi-a plăcea foarte mult. Am o relație foarte bună cu clienții mei, măcar, am cliente care sunt de foarte mulți timp, peste 5, 6, 7 ani. Și asta e unul din lucrurile care merg bine, poftim. Ai să râzi, în momentul în care am venit la sat și eram numai competiție, deci nu m-am reușit. Dincolo de respect, un singur lucru să spună pe ala. Dincolo de respect, cred că era vorba și de o anumită dorință de a învăța unul de la celălalt. Foarte mulți clienți, și noi, ca și agenție sau creativ, nu ne feream să învățăm de la client. Așa am avut ocazia, chiar când vorbeam Manuela de Aneta, care am avut o relație destul de tumultoasă la momentul respectiv, cum suntem prieteni, bineînțeles. Faptul că din cauza ei am ajuns să citesc Trout Rice, este genul ăsta cu care, în ziua de azi, nu cred că am citit un creative, o carte care se referă la marketing.
Cam asta e dorința de a învăța unul de la celălalt. Alte întrebări? Mai erau clienți care ne împingeau să facem mai bine și nu o luam în nume de rău. Adică nu o luam ca pe... Pentru că erau un mod constructiv de a pune lucrurile. Adică cum era conex. Păi, se poate mai bine, nu prea v-a ieșit. Hai, mai încă o noapte. Și ieșea mai bine, într-adevăr. Deci chiar respectam chestia asta. Dar trebuie să înțelegi ce înseamnă bine și rău. Eu nu trebuie să te bazezi pe agenție, că agenția știe, lasă-mă să facă. E bine, bravo. Aprobăm, filmăm, gata. Nu, trebuie să îți folosești și obiectivitatea și... Trebuie să știi mai la agenție, și sunt agenții bune pe piața asta. Sunt agenții bune de pe piață, ceea ce contează cel mai mult. Cel mai mult. Nu este că le mulțești pe ea sau că le... E ce este la sfârșitul domnului. Adică este fix ce se lasă niște lucruri, acel print, acel TV, agenție bună de creație sau niște creativi buni, numai acolo să vii. Pot să stea nopți întregi, să facă 15.000 de revizii, dacă ce se întâmplă la sfârșitul drumului e un lucru care este bun din punct de vedere creativ, nu trebuie să-i stimulez cu nimic altceva. Mulțumesc că ar fi drăguț. Dar nu trebuie să-i stimulez cu asta dacă, într-adevăr, înțelegi că e cumva pentru asta vezi, pentru portfoliul lor creativ și pentru vedeția lor creativ. Și asta e o perspectivă. Ok. Alte întrebări? Eu mă numesc Renata. Vreau să vă întreb, să vă rog, să ziceți ceva sfaturi pentru tinerii care studiază publicitatea din pasiune și cu foarte multă ambiție, cum să câștige credibilitate în ziua de astăzi. Cred că e aceeași metodă ca și acum. 10 ani, 11 ani. Hai, dar te încurajează, Ion. Nu știu să încurajează. Ca să poți să intri, trebuie să arăți ceva. Să fi făcut ceva, să fi încercat ceva, să vadă agenția, să vadă omul din agenție ceva în tine. Vali angaja artiști care nu mai fac să publicitate. Doar pentru că au văzut că gândesc totul altfel. Cumva trebuie să încep de undeva. Nu pot să... Toate CV-urile pe care le primez, scrisurile de intenție de la tineri, sunt început. Sunt creativ, talentat și pot să aduc o mare aport companiei din avat. Și atunci, dacă nu crede, același crede. Ce vrei să fii? În ce domeniu? În ce... Publicitate. Da, publicitatea e multe. Da, facem meserii foarte diferite, trebuie să-ți alegi una din ele și să știi că poți fi bună în ea. Și să-ți stabilești prioritățile și printre ele să nu fie bani, cel puțin pentru început. Întâi să-ți propui să fii cel mai, printre cei mai buni și după aia. Sfatul meu este, nu există agenții pe piața astăzi care se formeze. Deci trebuie să intri format într-o agenție. Dar ceea ce încep picioasă, dacă nu ești într-o agenție, nu prea poți să formezi. Și trebuie pur și simplu să faci lucruri înainte să intri în publicitate, ca să poți să intri în publicitate astăzi, ca tânăr. Ce te mai interesează pe tine, în afară de publicitate? Marketing? Nu, în afară de, așa, câini, pisici, păduți, copaci, ceva? Pictură, artă, desen, balet, breakdance. Sunt mult. Cărțile și literatura. Yes. Cărțile și literatura. Găsește-ți din zona unui hobby al tău o asociație, de exemplu. Și tu te lași și spune, eu studiez publicitate și vreau să ajut. Nu-mi trebuie bani. Hai să stăm de vorbă și să fac pentru voi ceva gratis. Nu știu, ce te pricepi să faci sau ce ai nevoie. Că faci un desen, că faci ceva, un social media project, că faci un BTL-ul, că pui niște bannere, că vorbești cu un client, că faci un plan, whatever. Dar găsiți-vă subiecte de interes și încercați să aplicați ce vreți voi din meseria asta pe ceva pro bono, dacă vrei. Ca să-ți faci mâna, ca să vezi cum e, ca să ai ce arăta. Vrei să te faci prezentatoare TV? Sigur? Am avut un curs la facultate, îi învățam pe copii, pe studenți, publicitate, cică. Și la un moment dat, de 3 ani în cursul ăsta și pe mâna, i-am întrebat
pe ce liță lucrează, care m-am publicitate dintre voi, în aceea, erau vreo trei aviți care da, lucrau. Bine, cât vreți să lucrați? V-am mai ridicat vreo trei aviți mâna. Și eram așa, de ce ați venit la cursul ăsta? Adică, dacă, de fapt, 99% nu vă interesează, ce căutați aici? Pierdeți mie timpul. Ce vreți să faceți? Și am constatat cu surprindere că cei mai mulți vreau să facă televiziune. Mai nu știu ce înțeleg ei prin televiziune. Vreau să fie la știri, la canalele astea de sport. Nu știu ce vreau să fac. Dar vreau televiziune. Și poate publicitatea nu mai era fel de cool cum era în 99. Acum televiziunea are niște din urmă. Sigur nu vrei să te faci, să prezinti știri, metro, ce? Foarte sigur. Eu cred că Liviu a pus o întrebare foarte bună. Pentru că sunt, i-am ținut să ne la SES sau, mă rog, sunt, avem momente în care noi devenim speakeri în, mă rog, fața studenților sau. Și publicitatea e așa o bulă mare și ea nu mai este o bulă mare, e foarte științifică. Sunt niște meserii foarte clar delimitate și eu cred că nu există undeva un, nu știu, o explicare, o segmentare foarte clară. Client service înseamnă asta, asta, de ce înseamnă asta, să fii creativ înseamnă creativ, sau nu știu, există unii de o inovație, ce anume putea să faci, unde să te regăsești, ce să faci, adică, mă, e foarte clar definit ce te putea tu sau ce n-ai, și poate în momentul în care afli exact cum e structurat acest univers, poate știi mai bine ce dorești să faci sau cum să ajungi acolo. Cred că ține și de mentorul care te îndrumă și care te descoperă și care te stimulează. Pentru că dacă noi suntem aici, suntem datorită unor mentori care, da, veneau de peste mări și țări și ne-au stimulat a dracului de bine că uite unde am ajuns, pe ce în fața voastră. Dacă îți găsești mentorul potrivit și care rezonează cu tine și care te stimulează, eu cred că asta e o formulă de succes ca să devii foarte repede credibil. Mulțumesc foarte mult! Alte întrebări? O întrebare. Am aflat cum vedeți diferit oamenii de marketing de astăzi față de oamenii de marketing de atunci. Cum sunt oamenii din publicitate de acum față de cei de atunci? Ei nu sunt ok. Haideți, răspundeți. Sunteți mai sănătători de atât. Prea cuminți și ce aveți? V-ați rușinat? Haideți. Sunt oameni din creație? Noile generații nu au decât computer în fața ochilor. Nu știu să-și caute ideile decât pe computer, nu mai gândesc cu capul lor, referințele toate sunt de acolo, nu reușesc să facă conexiuni noi, toate sunt gata făcute. Uite, asta e campania. Păi da, dar s-a făcut. E foarte greu cu cei noi. Foarte greu. E foarte greu cu cei noi sau e foarte greu să lucrezi cu cei vechi? Ah, și cu cei vechi. Da, seniorii, deci să o luăm așa pe puncte. Cei vechi care au rămas în industrie de pe vremea când duduia și creștea impetuos, au crescut foarte mult și chiar dacă nu sunt toți foarte buni, sunt bine plătiți, sunt reputați seniori și au atitudine destul de... Vii la mine chestii, eu nu schimb fontul din headline. Am o experiență de 10 ani. Au probleme cu seniorii, cu juniorii e că nu știu și nu prea au repere. Eu am făcut în Australia, după 7 ani de Darcy, nu știu dacă știți voi, am făcut o școală de juniori, felicitate. Și acolo, cu tot cei 7-8 ani de Darcy, am învățat mai mult în 3 luni decât în cei 7 ani. Sau am învățat, poate am învățat ce trebuie ca să faci chestiile ca în Occident. Nu știu cum s-a întâmplat asta, pentru că în Darcy nu ne-a învățat nimeni științific ceva. Am prins așa din spot și intuiam niște lucruri. Și în Australia am reușit să vorbesc cu... Industria are o vechime destul de mare. Și apoi m-am întors să... Ce am făcut la școala aia? A, da, da, m-am angajat ca în creație, m-am angajat ca junior interactive designer, adică făceam GIF-uri animate, atât de mici. Aveam vreo 40 de spoturi în România. Dar am luat-o ca pe o oportunitate, nu... E normal, am înțeles după 2 ani acolo că e normal să fie așa. De ce te-ar fi crezut ei că ce ai făcut? Că doar că le arăți un CD cu niște spoturi? Nu. Treci aici,
așa stă la birou și iată-i ăsta, lucrul ăsta ușor, pe care lucrul ăsta mai greu și să vedem cum te descurci. Nu te pun pe scaunul de director și hai, la treabă. Nu, trebuie să treci prin toate etapele pe care au trecut și ei, nu ești la ei, nu e ușor. Ba este mult mai greu decât la noi, mult mai greu, îngrozitor de greu. Cred că, de fapt, aici este răspunsul, pentru că acolo trebuie să demonstrezi, aici când te angajezi, vii cu un CV că ai terminat școala și se presupune că dacă ai terminat școala și ai învățat publicitate, știi ceea ce ai de făcut. Ori, vreau să te întreb pe tine, ce studiezi tu în publicitate? Ce înseamnă studiezi publicitate? Scuză-mă! Da. În primul an am avut de la științele politice, PR, Photoshop, chiar a fost foarte interruptiv. Științe politice și Photoshop? Da, de toate. A fost în anul întâi, a fost de toate. Ce anul acesta am început să studiem și media și... Nu, eu, sincer să fiu, învăț mai mult din activități extrașcolare și pe lângă ceea ce fac. Fă mai multe din astea și o să aici să aveți la interviu. Nu am terminat ce vreau să zic. Deci am făcut școala asta, m-am angajat, nu contează. Asta, m-am întors la Australia, din Australia în România și am făcut aceeași școală în România. Bine, nu am făcut-o eu, am făcut-o împreună cu toți directorii de creație. Se cheamă școala ADC, deci dacă vrei să faci creație, trebuie să treci pe acolo. Nu mai intră nimeni într-un departament fără să treacă pe acolo, pentru că asta este scopul școlii, să nu mai avem juniori în agenție pe care să le explicăm de la început. Veniți la TVA, vă luăm noi, fără școala ADC. Da, duceți-vă la TVA, în școală învățați tot ce înseamnă TV, adică măcar baza, ce... Campanii de TV, cum să gândești, campanii de radio, cum să gândești, cu exemple, după care faci practica în agenții și ți se dau brief-uri. Cam asta am făcut, ăsta e principiul școlii din Australia și am încercat să plicăm aici. Da, de asta e din ce mai greu să intri ca unde crezi. Dar din nou trebuie să-ți asumi că trebuie să iei de jos. Adică, nu te ridici pe repede, pa. Dar nu ți-am răspuns la întrebare, nu, nici eu nu ți-am spus un plan, până acum, nu sunt plan de creație, dar... S-a sfârșit, da. Nu, Libera a zis că sunt tine, poate. Mie mi se pare iarăși că revin, sunt foarte împăciuitor. Sunt la fel de bun ca și noi atunci când am intrat. Mai că sunt infinit de... sunt mult mai confuz. Nouă energia de startup pe care am avut-o noi. Care la noi, na, lumea a fost la noastră când am intrat în meseria asta și mie mi se pare că cei mai interesanți oameni pe care mi-aș dori eu la agenție nu se mai orientează spre agenție. Oamenii pe care eu aș vrea să ia lângă mine și să facă creație, în momentul ăsta se ducă spre efectiv, spre experimental, își fac ei mâna lor, filmul lor, stensiul lor, povestea lor mică, pe care eu atunci nu puteam să mă fac, nici tehnica nu era acolo, nimic nu era acolo, eu a trebuit să mă duc să-mi caut intuitiv sau mai conștient, o agenție unde să pot să fac lucrurile astea. Ei acum au foarte multe opțiuni. Și cei mai buni oameni nu se duc spre publicitatea, cei mai buni oameni de comunicare. Și asta este o problemă pe care o simt eu foarte, foarte... Chiar dacă au ajuns în publicitate și au stat... Stau de timp și clar, și ies. Și asta e motivat și asta e păcat. Adică pierdem medicii, pierdem și cei mai buni oameni de creație, din cauza contextului distructiv pentru creație. Dar să mă întâmplă să se mai întoarcă. Mie mi s-a întâmplat să meargă, să experimenteze, să facă și să se întoarcă. Pentru... I was lucky, I know. Să știți că medicii se întorc în publicitate. Mai există și cazuri de astea, vorbesc foarte serios și mă rog, nu mă pot abține să spun lucrul ăsta. Foarte mulți absolvenți de medicină sunt într-adevăr foarte dezorientați și ei. Am ținut o prelegere în fața anului 6 de la facultate, la Junior Achievement, și le-am spus ce înseamnă publicitate medicală. Cine este medicoan, cu ce mă ocup eu, și după această prelegere erau în sală, cred că vreo 150 de copii. Au venit toți la mine că vor să se angajeze în publicitate. Deci există o fascinație extraordinară pentru ceea ce facem noi. Și apropo de mentor și de
inspirație. Dacă te inspiră cineva, poți să te duci, nu mă dau pe mine ca exemplu, poți să te duci cu pânzele sus și poți să ajungi foarte sus, într-adevăr. Dar trebuie să-ți descoperi această vocație. Vreau doar să fac o mică paranteză, o să completez la ce am spus. Oamenii pe care mi-aș dori o publicitate, deja fac lucruri fără să intre publicitate. Și ea sunt tipul de oameni care întrebă, sunt așa am fost noi cei de aici, adică sunt oameni care făceam lucruri înainte să, și când am înainte să intrăm în povestea asta și în timp ce am stat în DARS. Ei deja fac, în comunicare fac filme, scriu, fac lucruri. Ei nu simt nevoia să intre în publicitate ca să se exprime. Și răspunsul la povestea ta este... Dar hai să nu vorbim doar despre creativ, să vorbim și despre celelalte discipline, media, client service, reprezentare. Apropo de client service, ca și răspuns, eu cred că noi, lumea se panichează puțin, pentru că oamenii interesante care zici și tu, la un moment dat, o să înceapă să facă content foarte bun, care o să fie ascultat de către noi atunci când suntem oameni, consumăm. Și noi nu suntem proști, nu înghițim advertising prost și nici marketing prost. Și noi vrem lucruri interesante și atunci cumva trebuie să ne reinventăm. Industria noastră nu mai este atât de sexy cum era. Pentru că ne punem întrebări, pentru că luăm lucrurile by default și pentru că nu mai înțelegem. Eu cred că e o confuzie mică în rolul pe care îl avem și asta e problema mea cu client service-ul și oamenii noi care vin. Și eu cred că ține, ok, în loc să mă plâng și să spun, ah, generația nouă care este din școală și nu știu nimic din școală, că iată-mă, probabil că tu știi mai multe, dar sunt mulți care nu știu nimic și nu au ce să facă cu bagajul lor, cred că ce trebuie noi să facem este să stabilim exact de ce venim la birou, ce facem noi aici la servici și de ce, cum completăm noi, cu ce rotiță venim, ca să facem lucrurile să meargă, cu bun simț, să fie interesant, să fie ascultat și să fie vândut până la urmă. S-a reinventat jobul nostru, eu mă bucur că trebuie, nu știu, acum, în anii când am venit revoluția peste noi, spui tu, după 3 ani țineam primul, atunci țineam primul telefon mobil în mână și după 3 ani făceam campanii pentru telefoane mobile. A fost un șoc să absorbim atât de multe informații. Iar acum, cumva, pe jumate speriată și pe jumate încântată, știu că o să trăiesc un nou șoc al acestei noi întâmplări networking, comunicare în general și marketing în general și ar trebui să ne pregătim pentru ce vine. Sper să nu vină România după 50 de ani, după 10 ani, după ce vin în state. Dar o să vină peste noi, o să vină o chestie grozavă și noi trebuie să ne pregătim, să înțelegem de ce venim și care e rostul nostru. Vezi că a venit deja peste noi. A venit deja peste noi. Sau a venit deja peste noi, dar altfel o să facem niște postere și niște liflete stupide pe care o să le aruncem noi pe stradă. Și nu e voie să ne gândim așa. Dacă mă întrebați pe mine, cred că partea asta cu creativ e cea mai ușoară. Adică dacă ai deja un talent, desenezi, pictezi, faci filme, muzică, o altă lucruri de-asta. Și cum spunea și Vali, deja te exprimi, da, poate să te ia cineva într-o agenție sau poți să fii văzut mai bine într-o agenție. Dar partea mai grea pentru un tânăr, în ziua de azi, pentru un tânăr care nu e un artist, care nu vrea un loc la creație. Deci când nu vorbim de talent, ci vorbim de competențe. Iar competența aia nu poți să o dezvolți tu acasă stând în vârful patului și uitându-te la capatul. Întrebarea e cum, da, fiind într-o agenție, cât lucrează la creație? Deci măcar un sfert din oameni în agenție nu lucrează la creație. Deci cea mai mare parte din tinerii care sunt undeva acolo afară și ar vrea să intre în industria asta, ca să intre nu în zona de creație. Ar vrea să intre în zona de planning, în zona de client service, în zona de PR, poate. Și oamenii aceia ce pot să arate, că tu nu poți să vii la mine dacă vrei să faci client service, poți să vii cu un plan de comunicare. Competențele tale în zona de marketing probabil zero, deși ai făcut ASEU. Adică n-ai de unde să știi practic nimic. Tu trebuie să... Și în afară de asta, tu vin de o tânără de 21 de ani care a făcut o școală, vii la mine cu un CV care are coală cu oală de hârtie. Mă uit prin ea, văd că la pasiuni din nou mai călătorită și literatura, ok. N-ai nimic acolo. Deci, de obicei, chiar scrisoarea de intenție, copy-paste într-o altă scrisoare de intenție. Am mai multe, dar referiți oameni care e același text. Deci, voi n-aveți nimic de spus despre voi, fiindcă sunteți la început de drum. Dar atunci, în condițiile astea, cum te duci la un om, la un dinozaur din ăsta care are 15 ani de experiență, a văzut o grămadă de porcării de-a lungul timpului, te uiți în lucrurile ce îi spui. Ia-mă pe mine. Întrebarea mea, de obicei, e câți bani vrei? 500 de euro. De ce să dau ție 500 de euro? Adică, de ce ție și nu uite? Vino cu așa. Uită-te în folderul ăsta, 100 de, acum, în luna septembrie, de CV-uri. De ce tu și nu altul? N-ai nimic de spus.
Deci eu cred că acolo e problema. Hai să luăm pozitiv, constructiv. Doar dacă nu ești examenat. Vorbeam de clienți, de ce s-a întâmplat atunci și ce pastile și ce mâncam și cum ne chinuiam și tot. Atunci erau foarte multe companii mari care veneau în România și deschideau business în România și veneau cu know-how de afară și eram cu toții cumva împărțați către clienți. Acum, viața noastră, adică educația noastră în Marcom e praf, toată lumea știe, noi cu toții știm, voi simțiți, noi cu toții simțim. Și există un, datorită trendurilor care sunt în schimbare afară, din nou companiile multinaționalele au acces la foarte multe informații despre cum să te reinventezi, să reinventezi comunicarea, acum nu mai vorbim de atelevertele, vorbim de, nu știu, activation și brand engagement și la la la. Și cred că este și rolul vostru a clienților și nostru să cumva să formăm o generație nouă, pentru că nu ține doar de ea, dar tu întreb cum sunt publicitarii noi, suntem la fel cu toții prinși, cred că nou și vechi e irelevant față de transformările care vor veni. Și până la urmă se rezumă la a fi pasionat și a dori să înveți ceva nou, la cont, la ce ai în spate și la mentorii pe care și unde vrei sau ce cărți citești, unde te duci. Mă rog, eu nu scriu întreb la interviu dacă auzi cineva de altul din totul, dar mi-ar plăcea foarte mult să lucrez cu oameni care au citit cărți. Asta, apropo, am închid paranteza, apropo de oamenii pe care angajăm. Aș vrea să vă gândiți bine. Ce puteți spune și ce nu puteți spune, dar aș vrea să spuneți ceva ce nu știu despre Darcy. Și despre voi, că ați făcut la Darcy. Nu cred că știți niciunii că, de fapt, am fost crescuți în spiritul de bine și stăpânește, că am fost antrenați cu toții să fim cei mai buni, că ni s-a spus și am fost încurajați fiecare dintre noi personal că suntem cei mai buni, și am ajuns să credem asta, că deep inside ne-am urât unii dintre noi, ceilalți dintre noi, de moarte și că în fața clienților și în prezentări și când aveam de livrat un proiect, am arătat întotdeauna ca fiind cea mai sudată echipă din viață și cea mai bună și am uitat și am lăsat la o parte orice animozitate personală și credeți-ne, poate vrem sau nu vrem să recunoaștem, eu am curajul să recunosc asta azi, ne-am urât, mulți dintre noi. Și totuși asta nu ne-a împiedicat să fim cine am fost, iar astăzi nu cred că vreunul dintre noi vrea să reconstruiască Darcy în companiile unde lucrează sau pe care le deține, dar cred că fiecare ar vrea să fim astăzi la fel de buni cât eram atunci în viață. Asta nu știu dacă ați știut. Da, deci tot spune că am fost genial, am făcut lucruri extraordinare, cred că am fost și cele mai mari porcării de campanie care există. Cască, ochii și arătam o cască. Îngrozitor. Deci, da, eram genial, experimentam. E rușine de multe lucruri care am făcut atunci, dar erau alte vremuri. Acum n-aș mai lăsa pe nimeni lângă mine să-ți pun o asemenea porcărie sau să ne dau peste nas imediat, dar atunci ni s-a dat și multă libertate. Iar asta ne-a stimulat foarte mult. Ce nu știți de... faptul că... Dar nu cred că știți asta. Alana și Joe locuiau deasupra agenției. Efectiv. Așa că, de foarte mult de care am amintit mai devreme, de foarte mult de ori lucrat noi noapte, Alana cobora din apartament în picioarele goale, cu o pahar de vodka în mână. Își punea picioarele goale pe biroul tău și tu te uitai la ele și povesteai despre ce layout-uri ai făcut sau ce costrați că se prezinți a doua zi. Asta e o de imagine că nu urmăresc, spune. Mai era Joe, care la ora 5 venea cu scociul și era foarte simpatic, așa, și te bătea pe mână, keep up the good work. Unii nici nu lucrau în acest lucru. A fost așa. Unii nu lucrau, erau doar uniții tăi și keep up the good work, mai? Dar nu-i știa, erau mulți. Sau mai ești, mai ce mai mergea? How's it going? Great! Ce vorba, bineînțeles, dar ne proba costumele la promotări, ne
Adică ei încercau, ceea ce e foarte ok să încerci să faci, să simtă omul că e parte din familie, că te interesează. Chiar că, evident, nu poate să te intereseze un milion de lucruri simultan. Dar simțeai că ceea ce faci tu are importanță pentru omul ăla. Bine, și stai cu marea familie, era bullshit american, dar totuși, da, era un băiat în seamă. L-ai înghițit un pic? Nu l-am înghițit. Dar nici un pic așa. Apropo, era neplăcut. Dar nu credeam. Marea familie era la naș. Eu și ala, mama mea la eu am crezut vreo 7 ani, cred, până când m-am lămurit că nu, da. Aia, zici că cred că nu știu o să mai vorbi. Mă, nu știu, mă, nu la tău o să mă ies dacă ți-am greșit cu ceva vreodată. Nu o să mă cadă nimeni. Eu n-am vrut pe nimeni în Darcy, niciodată. Tu nu? Eu nu. Pe mine m-au urât mulți. Dar nu-i tăi în asta. Știu asta, pe mine m-au urât mult, dar a ieșit bine. De ce să mint astăzi, ori de câte ori discutăm de strategie, mie îmi vine în minte Alina, pentru că ăsta a fost jobul ei foarte mulți ani. Deși nu știu dacă îi spuneam, nu director de strategie, nu cred că aveam noțiunea. Dar Alina a fost unul din pionierii strategiei din comunicare din România. Păi, și dar asta face și azi și câteodată tare mi-e doar. Păi nu, poți să mă suni. Nu, eu am făcut strategie pentru că într-o zi Alana Păresa a venit la mine și a zis se poartă, e un trend nou acum în publicitate, worldwide, cu strategic planning și trebuie să facem și noi un departament să fie primul. Vrei să fii tu director de strategic planning? Și a zis, da, ce e aia? Păi, nu știu. Dar am vorbit eu la New York să te duc să afli. Și m-am dus la New York puțin unde era să mă dăvă șaptor, nu contează asta, vă spun într-o altă situație. Și m-am întors acolo și am zis, Alana, știi ceva, să face strategic planning? M-am dus pe P&G, știi? La New York. Unde erau procese din astea de 8 luni ca să ajungem la un brief și... Și am zis, am văzut, dar nu. Stai că-ți spun eu cum trebuie, puțin altfel. Da. Nu știu ce am să zic, am să încerc scuze dacă... Așa. Dar să știți că cu aceeași onestitate nu mă costă nimic și nu e nici John Cialan aici. Pentru mine a fost casa mea acolo. Adică, da, Big American Bullshit cu Our Family și tot, dar eu m-am simțit acolo acasă și pentru mine a fost o casă, iar sentimentul de to have a home undeva, să simți că îți pasă de locul în care ești și să simți că ești primit ca de-al casei acolo unde te duci, cred că e important pentru oricine. Tu erai primită și în casă de sus. Deci erai primită și în casă. E adevărat, dar să știi că eu când apropo de bani, eu când am intrat în Darcy, făceam în jur de $1000 pe lună traducând contracte comerciale. Și am venit cu pe 300. Deci, dar da, exact. Dar eu am venit pentru... Și asta poate să răspundă și la întrebarea ta cu ce să fac, să intru în publicitate, așa mai departe. Eu am venit nu pentru bani, după cum se poate observa din traza de mai sus, dar pentru că am simțit că acolo se întâmpla ceva ce urma să crească și că întotdeauna în viață trebuie să fii ori mai bun decât toți ceilalți, ori primul, ori un escroc. Și eu mi-am plăcut să fiu un ceva în care l-a început întotdeauna, ca rețetă. Ce cred eu că mulți dintre voi nu știți, este cum se numea Darcy înainte. Știe cineva care a fost numele lui Darcy până să devină Darcy în 2000? Nu, da, 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 da. Nu, nu, nu. Deci se chema OFC. OFC, DMDMD. Pun pariu că nu știți de unde vine OFC. Our fucking company. Stai un pic, apropo de numele ăsta, când am aplicat pentru jobul din Darcy, n-aveam telefon și am lăsat telefonul unchii meu. Și Alina a sunat la unchii meu și a lăsat numele companiei și mi-a scris pe foaie unchii meu, DMB,
un semn ciudat, B, nu înțeleg ce mi-a zis. Și am sunat la firma, alo, DMB, B? Nu, UFC DMB. Ah, mă scuzați. Și am închis telefon. Și am mai sunat la altă, mi-am dat seama că seamănă cumva. Da, nu știu, un lucru care nu știți, probabil, l-am spus un pic mai mult, cu oamenii erau extraordinar de competitiv. Dar râdeau foarte mult. Nu știu cum sunteți voi, compania care sunteți astăzi, dar era mega fun. Adică râdeau unii de alții, erau foarte cruzini cu alții. Mi-aduc aminte cum niște oameni în creație într-o seară au stat jumătate noapte să caute în morse, în alfabetul morse, să scrie în jurături de pe piștilorul morse și să le trimită în jurături morse ca a doua zi de pe piștii care după aceea stau și două ore să decripteze alfabetul morse. Să vină aia. Ne făceam tot felul de glume idiote și tâmpite și râdeam tot timpul acolo și ne uram, dar și ne respectam foarte mult. Și genul ăsta de competiție bazat pe un umor sănătos și un umor nesănătos e de susținut în orice fel de companie. Îi face pe oameni să se simtă, într-adevăr asta mă făcea să mă simt acasă, pentru că se făcea mișto de mine și că... Mai vreau eu să spun. Acum nu să intru pe oșa, mă ridic cu mărie asta. Că se rogea mișto de mine și pe rogea mișto de oameni. Mai vreau eu să mai spun un lucru, că cred că Darcy a fost prima companie în care DTP-ul s-a făcut cu foarte pe cap. Nu știu dacă știți ce era DTP, probabil că da, o parte. Nu existau calculatoare, nu existau programe, pur și simplu se decupa, se fotografia, se încerca să se reproducă, deci tot era absolut empiric. Mimic nu s-a leg din foarte multe lucruri care vin multe, dar ziua în care eu am știut că o să fiu, că mă rog, s-am tenat interviu și știam că o să fiu angajată la Darcy, veneam din un an și poate s-au doi în Saci, unde n-am, de-abia încercam să înțeleg de ce se panichează oamenii. Eu veneam din medicină, unde panica însemna viața sau moarte și aici era o panică pentru nu știu ce ton de roșu. Și eu nu înțelegeam, what's the big deal și ce dacă nu iese roșu. Mă rog, și eram foarte fericită că vin în Darcy și am fost invitată la petrecerea de lansare Telemania, care a avut o temă mexicană și care a avut numai și numai tequila. A avut și o panteră într-un țarc și... Și nu a plecat nimeni, în afară de doi băieți care erau organizatori și pe care știam, nu a plecat nimeni pe două picioare de la acea petrecere. Au plecat, s-au băgați în taxi, sau în patru lave, sau scoși de sub mese, sau au fost cea mai mare pensie pe care am văzut-o în viața mea. Eu personal nu mai pot să beau tequila de atunci. Am avut o amintire neplăcută, interesantă. Dar a fost, apropo de competiție, spui de competiție, în ziua aceea am sunat băiat angajat la fel ca mine și care a trecut și el prin aventuri, și a avut o mare și care mi-a zis, tu sau eu vom fi director pe Conex. Să știi că eu, că nu o să fiu eu, pentru că ea nu îmi place pe mine. Și am zis, ok, hai să te mânti, bine, să stăm pe de celălalt. Dar, anyway, a fost, cred că, cea mai mare reție din advertising, ever. Da. M-am scuzat. Beție plătită de client cu clientul. M-am scuzat. Betty a adus aminte de primul departament, prima agenție care a făcut DTP cu Farfeca. Noi am făcut foarte multe first-uri, ca să spun așa acolo. Unul care îmi vine acum în cap și pe care precis nu știți este faptul că am fost prima și probabil unica agenție în istorie care am avut un dog manager. Aveam Josh Palan, aveau doi poodle giganți care făceau parte din staff-ul nostru, care bântuiau tot timpul printre noi, ne exterizau pentru că săreau pe noi tot timpul, dar erau și ei ai noștri, desigur îi iubeam și având în vedere că ne deranjau din când în când, atunci ei au ales un dog manager care era recepționista și care a primit această ofișă, clar, un job description, a avut grijă, îi frânea, le dădea apă și avea grijă să nu deranjeze.
Cu acest titlu a rămas și în continuare, În 2004, când s-a închis Darcy, Godul Drama era doar un festival regional, nu avea dimensiunea asta europeană. Deci putea să participă la festivalul Godul Drama doar agenții din partea asta de Europa. Și cred că puțină lume știe că în anul la care Darcy s-a închis, s-au luat niște premii. Deci Darcy a luat niște premii foarte frumoase la Golden Drama. Și s-a închis în anul ăla, nu neapărat cea mai bună agenție din România, poate cea mai bună agenție din Europa Centrală și de Est. Fabri. Era locul 3. În anul în care s-a închis, am făcut atunci o socoteală. Aveam cel mai bun scor de din business, luasem cel mai mult din business și luasem cel mai multe premii. Felicitări! Da, face sens, deci o trebuie. S-a închis din multe motive, nu? Legate de bani, legate de taxe, legate de emisiune. Avem o altă emisiune. Într-o altă emisiune pentru de ce s-a închis Darcy. Da. Aș vrea să vă rog să deschideți ușa. Colegii de la Biz, trebuie să vină cineva. Vine tortul? Nu avem tort. Intră George și Alana? Nu, nu, am încercat să-i contactăm, să știți. Încă nu vin. O să vină puțin mai târziu. Haideți! Pentru cei care au rezistat și care stau de luni alături de noi, pentru voi, pentru premiile pe care le-ați luat, pentru suflul pe care l-ați dat în această industrie, pentru echipa Biz, pentru prietenii de la zilele Biz, pentru toată lumea, un pahar de șampanie și putem să vorbim și după. Vă rog să serviți, vă mulțumim pentru prezență. Oficial, închide ediția zilelor Biz. Să țin un program pe 6:30, putem să mai stăm. Și mă rog să ciocnim împreună un pahar de șampanie. Mi s-a părut normal să ciocnim cu toții, pentru că am stat aici cu toții. Și să ciocnim și cu speakerii. Pentru că se pare și sunt convinsă că toată lumea care a venit să-i vadă și a stat până acum și a venit să-i vadă, are ceva ori cu voi, ori cu noi. Vă mulțumim frumos! Marta, mulțumim și noi toți foarte mult, vă mulțumim și vouă și dorim să vorbească echipa ta peste atâția ani de tine, așa cum vorbim noi de Joe și de Alana, cu tot. Vezi că deja am început. Deci vă rog să vă invit să ciocnim. Haideți să ciocnim, că deja suntem ca o mare familie. Nu e